Așa, despre asimptote, da? Problema asimptote. Un noi test. Începe o să-ți propun să de ieșiți ca să creștem ușor, da? Să dă funcția f de x. Egal cu 3x plus 1. Totul supra x pătrat minus 1. Simplu de funcție pe... Da. Profesor, da. Cheia. Da. Dana? Așa, tu ești de la sat, din satul mare, nu? Da. Uite, acum, când am vreau să intru la... M-ai văzut la lecție, am apărat la tablă și gata. Bun. Imediat... La tablă, vede, ne-i clar? Câte chestiuni ai tu de pus? Poftim? Vezi că am și eu o problemă, mâine băiețelul ăsta, am o specialiteză. De ce mă grăbesc să vedem cum procedăm? Procedăm așa. Test. Hai, dă-mi ceai tu și mi-a ajungem și la timp. Spune-mi, te rog. Cum? 5 sin pătrat de x. Da? Plus radical B3 sin x or cos x. Sin x or cos x, da? Plus 6 cos pătrat de x. 6 cos pătrat de x. Se vede? Se vede rău. Rău se vede? E de ce, mă? De ce se vede rău? Care e motivul? Ce ai tu camera? Acum, acum, e tot prost. Acum, e bine. Când, așa? Nu, era bine, era bine. Acum. Așa? Da? Pic, înspre, mai înăuntru, un pic, așa, nu se imagine. Așa? Nu se vede nimic acum. Așa se vede, rău. Așa, acum. Nu știu de ce s-o fac. Da? Bine, o lăsăm așa. Deci, 5 sin pătrat de x plus radical din 3 sin x cos x egal cu 5. Drago, cum te cheamă? Am și uitat numele tău. Raul. Raul, așa sună ca o ecuație... Eu închid de acum telefonul, că s-aude, tu mă auzi ca și, și vezi, da? Așa, ca să nu stau cu el în mână. Și sune după aceea dacă mai ai încă alte chestii. Da. Da. Deci, Raul, asta este o ecuație trigonometrică omogenă. Adică, ce înseamnă omogenă? Peste tot același grad. Gradul 2. Aici e 2, aici e 2, iar sin or cos, te rog să urmărești și tu, că e o chestiune interesantă, 1 or 1, 1 și plus 1 face 2. Dar dacă aș fi fost egală cu 0, mă descurcam foarte repede. Însă egal cu 5. Și dacă e egal cu 5, eu am să spun egal cu 5 ori 1. Sper să nu te superi. Da? 5 ori 1. Iar pe 1 ăsta, o să-l surprinde ca fiind egal cu sin pătrat de x plus cos pătrat de x. Așadar, e ieșitul de bine. 5 sinus pătrat de x plus radical din 3 sin x cos x plus 6 cos pătrat de x egal cu 5
ori sin pătrat de x, 5 ori sin pătrat de x, plus 5 ori cos pătrat de x. Da? 5 ori sin pătrat plus 5 ori cos pătrat. Deci încă o dată spun. 5 ori 1, iar 1 este sin pătrat plus cos pătrat. 5 ori sin pătrat plus 5 ori cos pătrat. Și acum, 5 sin pătrat egal și 5 sin pătrat de o parte și de alta se reduc. Și ce rămâne? Rămâne așa, radical din 3, sin de x, cos de x, egal cu 5 cos pătrat de x. Da? Duc tot într-un singur membru, echivalent cu radical din 3, sin de x, cos de x, minus 5 cos pătrat de x, egal cu 0. Scoatem un cos de x în factor, echivalent cos de x pe lângă radical din 3 sin de x, radical din 3 sin de x, minus 5 cos de x, egal cu 0. Un produs egal 0, pe lângă fiecare cu șansă să fie 0. Deci de acolo prima dată cos de x egal cu 0, sau da? Ai dreptate. Deci, radical 5 cu 5 s-a dus și plus 6 cos pătrat. Am uitat, ai dreptate. Și acum vine plus 6 cos pătrat, da? 6 cos pătrat de x și 6 minus 5. Deci nu ajung, mergi și tu, el a observat. Că 6 cos pătrat, ăsta l-am uitat, nu l-am mai pus. Și acum vine radical din 3 sin x cos x plus cos pătrat de x. Da? Plus cos pătrat de x vine. Da? Plus cos pătrat. Plus cos pătrat de x. Acum e bine? Raul, e bine, da? Așa, și acum vine cos de x pe lângă radical din 3 sin de x plus cos de x. Plus cos de x, bine? Mai e ceva de obiectat? E bine acum, nu? Acum ar fi una, să vorbesc cu un coleg care se uită la dumneavoastră, să văd pentru ce e cu schema. Da, deci până acum cos de x egal 0 și celălalt ar fi radical din 3. Radical din 3 sin de x plus cos de x egal cu 0. Și acum sunt două ecuații trigonometrice, una elementară. Nu putem pe radical din 3 să scriem ca un fir, ca tangentă de radical din 3. Da, nu, e drept ce spui tu, dacă ar fi egal cu o constantă aici. Dar aici cel mai rapid, scot, să zic așa, radical din 3 sin x, egal cu minus cos x, da? Minus cos x, ceea ce ar fi echivalent, cu a spune că împart totul printr-un cosinus și vine radical din 3 ori tangentă de x egal cu minus 1. Adică tangentă de x egal cu minus 1 pe minus 1 pe radical din 3 sau minus radical din 3 pe 3, da? Da. Și de ecuație elementară de acum. X egal cu arctangentă, nu știu ce de... Bun. Deci am redus practic ecuația de mai sus la două ecuații elementare. Și soluția va fi reuniunea celor două soluții, bine? Da. Bine. Zi. Dacă mai vezi de o problemă... Hai, zi-o și pe aceea repede ca să mă duc și cu băiatul, stă lângă mine aici. Andrei, care-i? Ai fixat de la aia, Andrei. Îmi pare rău, nu mă grăbesc, nu mai stau. Timpul trece și eu până la 10 pot sta. Da? La revedere, salut. Dar eu n-am timp mai să... Vezi că... Da. Vă să zic că funcția de sun, mă întorc înapoi, e definită pe el cu val... Întreb, e fi definită pe el? Păi nu e, să stabilim noi care ar fi domeniul. Este el în afară de ce punct? E fi definită pe ieri. Unde trebuie să este 0? Adică cine? X pătrat minus 1 diferit de 0. Așa, adică X?
x pătrat diferit de 1. Adică tu iei negația x pătrat egal cu 1, x pătrat egal cu 1, de unde rezultă că x egal plus minus 1. X egal cu plus minus 1, de unde concluzia că F e definită pe R, F e definită pe R, minus mulțimea formată din elementele 1 și minus 1. 1 și minus 1. Da. Cu valori în R. E definită pe mai puțin elementele acestea. Deci X-ul n-are voie să fie 1 sau minus 1. Da? N-are voie să fie. Și acum, dacă ne pune problema asimptotelor, ei bine, ce asimptote verticale? Care sunt punctele în jurul cărora să studiem asimptotele verticale? 1 și minus 1. 1 și minus 1, sigur că da. Deci studiem în 1 și respectiv în minus 1. Așa că pornim la treabă și zicem, pentru x egal cu 1, studiem în jurul lui 1, da? Da. X, pardon, x egal cu 1. E bine. Deci, asimptotele verticale, da? Întrebarea este. Și începem cu x egal cu 1. Și faceți limita la stânga și la dreapta. Da? La 1, sigur. Deci, zicem. Limita la stânga la 1. El ies. El ies în 1, egal cu limita. Egal cu limita pentru x tinde la 1, x mai mic ca 1, din 3x plus 1 supra x pătrat minus 1. Și este egal cu 4 supra 0. 0 de care? Trebuie să facem semnul. Așa. Deci de x de la minus infinit la plus infinit devine 0, minus 1 și 1 devine 0 în 1 și minus 1. Cine x pătrat minus 1 de x, da? Da. Și dăm lui o valoare, să-l dăm pe 0 care s-a aici. Vine, minus 1. Minus 1. Da? Și plus. Plus în exterior. Deci va fi 0 pozitiv. Așa, noi suntem la stânga lui minus 1. 0 pozitiv. Și face 4 pe 0 pozitiv, face plus infinit. Plus infinit. Limita la dreapta. Limita la dreapta lui 1. 1. Egal cu limita. Limita pentru x tinde la 1. X mai mare ca 1. Din 3x plus 1 supra x pătrat minus 1. Și este egal cu 4 supra 0 negativă. Corect. Da. Și este plus cu minus infinit. Corect. Acolată din cele două. Fiindcă ai șansă, măcar una este infinită. Da, acum deci zicem x egal cu 1 e asimptotă verticală. Da? Mergem pentru x egal cu minus 1. Pentru x egal cu minus 1. Noi am studiat în 1 sau în minus 1? În 1. Acum în 1. Acum în minus 1. În 1, da? Păi de ce ai zis la stânga lui 1 e 0 pozitiv? Păi la stânga lui 1 e 0 negativ. Deci ca să fie așa, modificăm doar atâta. Minus 1. Da, sau, da. Minus 1, minus 1, minus 1. Deci am făcut-o în minus 1. Da, minus 1. X egal cu minus 1. Da. Așa. Și acum în x egal cu 1. Începem. Limita la stânga în 1 este egală cu limita pentru x tinde la 1, da, la 1, x mai mic ca 1, din 3x plus 1 supra x pătrat minus 1 și vine 4 supra 0 la 1. Stânga lui 1. Negativ. 0 negativ. Și vine minus infinit. Corect. Și limita la dreapta 1 este limita pentru x tinde la 1, x mai mare ca 1, din 3x plus 1 supra x pătrat minus 1 și este egal cu 4 supra 0 pozitiv și dă plus infinit. Și egal cu plus infinit. Care e concluzia? Este x egal cu 1 și asimptotă verticală, că măcar nu este infinit. Da. Am terminat cu asimptota, ca și cu asimptotele care? Verticală. Verticale. Acum să ne ocupăm de orizontale. Asta se face limita la plus minus infinit dacă e cazul. Adică dacă este în domeniu. Dacă ai pe plus minus infinit și ai. Ai funcția definită pe el în afară de două puncte.
Dar ai, domne, când zici ieri, adică de la minus infinit, de la minus infinit la plus infinit. Adică dacă e definită pe dacă ar fi definită pe un domeniu, dacă ar fi fost definită, e definită de la minus 5 la 7, da. Nu aveam ce căuta. A, deci nu facem urât. Nu să mă duc aici și la plus infinit, când funcția nu există acolo. Sau să mă duc aici și la minus infinit, când nu există. Da? Deci atenție multă. Așadar, de data asta merită. Și zicem, limită. Deci ne ocupăm de asimptota care? Asimptota orizontală, cum zice, A1, parcă, nu? Da. Înseamnă limită pentru x tinde la plus infinit din funcția. Da. 3x plus 1 supra x pătrat minus 1. Și este egal cu? Infinit pe infinit. Da, să scoate factor forțat, da. Deci egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din x pe lângă 3 plus 1 pe x supra x pe lângă x pătrat pe lângă x pătrat, pardon, x pătrat pe lângă 1 minus 1 pe x pătrat. Și egal cu, ăsta duce la 0, ăsta duce la 0, x-ul cu pătratul, pătratul și vine 3 egal cu limită, egal cu limită pentru x din de la plus infinit din 3 supra x. X pe lângă 1 minus da, nu, e 3 supra x, da. Da. Și cât vine? X fiind infinit, 3 pe infinit. Da, și cât face? 3 pe infinit face plus infinit. E cum să fac așa? Nu te-ai răspunsul iar la întâmplare. Oare. Te gândești așa, numără... Cum n-ai cum să împarți 3 la ceva mare? Cum că n-ai? Păi că poți și le dai nimic. Nimic asta. Nu că n-ai cum. Le dai, dar nu le dai nimic. Face 0. Da. Cum ai zis că face aici ceva pe infinit, da. Face 0 și aici. Deci vreau să înțelegi, da, să gândești corect, că altfel, dacă dai la plus A, nu puteți să le vii. Da. Nu facem nimic atunci, da? Ceva pe infinit egal cu 0. E finit asta, da? Finit, adică este un număr concret. Finit. Asta trebuie să-ți dea un număr finit. 0, 7, minus 1, minus 3. Da. Și acum zicem, Y egal cu 0, este asimptotă orizontală spre plus infinit. Că acolo am făcut noi limita, spre plus infinit. Și să ne ocupăm și de asimptotă orizontală spre minus infinit. De ce facem limită? Limită pentru x tinde la minus infinit din 3x plus 1 supra x pătrat minus 1 și va fi minus infinit pe minus infinit. Același lucru se întâmplă și face până la urmă limită pentru x tinde la minus infinit din 3 pe 3 pe x, da, și face 3 pe minus infinit. Da. Cât face? Tot 0. Tot 0, sigur. Deci y egal cu 0 asimptotă orizontală spre cine? Minus spre minus infinit. De fapt, este aceeași peste tot. Y egal cu 0, asimptotă orizontală spre plus minus infinit, de la un cap la alta, da? Da. Spre plus minus infinit. Adică Y egal cu 0 este asimptotă orizontală, de la un cap la celălalt. Deci vezi, am făcut pe verticală, am studiat verticale în jurul punctelor scoase din domeniu. Pe ochima, da? În jurul punctelor scoase din domeniu. Și acum să vedem altă funcție. F de x egal cu F de x egal cu să spunem F de x egal cu 7x pătrat minus nu 4x pătrat minus 9 supra 5x. 5x minus 1. Da, 5x minus 1. Te rog. N-am dat decât legea. Da. Care e domeniul ființei? Păi, 5x minus 1 diferit de, diferit de 0, echivalent cu 5
Luăm negația, 5x minus 1 egal cu 0, ca să vezi ce valoare găsești și de acolo. 5x minus 1 egal cu 0. X diferit de 1 pe 5. Da, deci f e definită pe ea, în afară de elementul, 1 pe 5, cu valori în ea. Deci f e definită pe ea, în afară de 1 pe 5, cu valori în ea. Și atunci, cum procedăm mai departe? Deci f e definită pe R, mai puțin 1 pe 5, cu valori în R, da? Păi facem asimptota verticală. E o părere de asimptota verticală, sigur, da. Verticală. Pentru asta, în jurul cui? Lui 1 pe 5. Limita, exact. Limita la stânga lui 1 pe 5. E cam cum vorbește, vorbește. Egal cu limită pentru x tinde la 1 pe 5, x mai mic decât 1 pe 5, din 4x pătrat minus 9, supra 5x minus 1. Și este egal cu 4 ori 1 pe 5 minus 9, supra 5 ori 1 pe 5 minus 1. Supra 5 cu 5 se simplifică. Cât devine 4 pe? 4 pe 5 minus 9. Cum vine? 4 pe 25. Am uitat la pătrat. Atenție! 4 ori 1 pe 25. 4 pe 25. Da, 4 pe 25. Minus 9, minus 9 supra? Supra 5 cu 5 se... Bata 0 de care? Asta e problema. Păi dacă facem semnul... Semnul să-l facem, sigur. X de la minus infinit la plus infinit. E vorba de 5 minus 1. Minus 1 este 0 în 1 pe 5. Deci în 1 pe 5 este 0. Și să-i dăm o valoare. 0 dacă 5 ori 0. 0 pe aici este, da, nu? Da. Dacă e 0, 5 ori 0, minus 1. Minus 1 și plus 1. Deci va fi 0 negativ. Și face să lucrăm. 4 minus 25, 4 minus din 9 ori pe 25, de 8 ori face 200, minus 225. 4 minus 225, supra 25. Da. Supra 0 negativ și face egal mai departe cu minus 221, da, supra 25, supra 0 negativ. Și egal cu minus cu minus, face plus. Plus. Plus infinit. Plus infinit. Deci la stânga 1 pe 5. Acum, la dreapta 1 pe 5 este egal cu limită pentru x tinde la 1 pe 5, x mai mare ca 1 pe 5, din 4x pătrat minus 9, supra 5x minus 1 și este egal cu minus 221 pe 25, supra 0 pozitiv. Și dă minus infinit. Minus infinit. Înseamnă că x egal din cele două, constatăm că x egal cu 1 pe 5, asimptotă verticală. Să ne mânăm. Fiindcă măcar una este finită. Da. Să ne ocupăm acum de... Am voie să mă duc la asimptota orizontală? Merită? Orizontală. Da, că e definită pe el. Deci el conține și doar un singur punct. Da. Are o problemă. Și acum ne ocupăm de asimptotă orizontală. Adică limită la plus minus infinit. Da. Ce zicem? Limită? Limită pentru x tinde la plus infinit din 4x pătrat minus 9 supra 5x minus 1. 5x minus 1. Și egal cu? Și este egal cu... ne dă infinit pe infinit. Deci că face infinit pe... Infinit. Da. Și scoatem factorul forțat pe x, sus pe x pătrat. Da. Deci limită. Limită pentru x tinde la plus infinit din x pătrat pe lângă 4 minus 9 supra x pătrat, da, supra x pe lângă 5 minus 1 supra x. 1 pe x tinde la 0, 9 pe x pătrat tinde și la 0,
pătratul lui x se mișcă cu x-ul și vine 4x. Da, limită pentru x. Limită pentru x stângă la plus infinit din 4x supra 5. Și vine cât? Și egal cu 4 ori infinit supra 5 și egal cu infinit 0. De ce zi 0? Ai repede ajuns la 0. Păi 4... 4 ori infinit? Infinit supra 5. Un infinit dacă nu 4 la 5 e un număr imens, dacă nu 4 la 5 tot mai imens îți dă. Deci dacă infinit ce înseamnă? Foarte mare, imens. Și dacă nu împarți la 5, tot mult le dai. Da. Faci infinit, măi. Atenție mult. Aici de arunci vorbi fără să le analizezi. Da? Deci hai să gândim un pic. Când zicem ceva pe infinit, ceva pe infinit face 0. Adică un număr când împarți la unul foarte, foarte, foarte mult, nu dă nimic. Fermituri, fermituri. O pâine, dacă împarți la un miliard de oameni, ce să le dai? Nimic, 0. Invers, dacă infinitul e sus, orice număr împărțit cu infinit, face tot infinit. Da? Deci, 4 infinit, infinit, împărțit la 5, sau 4 pe 5, ori infinit, face infinit. Infinit, da. Da? 4 pe 5. Un infinit e dat cu plus infinit. Da. Și nu are astea sunt tot rezolvate. Deci nu atem că nu trebuia să fie infinit. Da. Deci nu. Nu există asimptotă orizontală. Nu există asimptotă orizontală. Și atunci, și la plus și la minus dacă faci lucrul, da? Da. Și atunci ne ocupăm de asimptota oblică. Deci când, notează-ți, când nu există asimptotă orizontală, când nu există asimptotă orizontală, ne ocupăm de cea oblică. Ne ocupăm de cea oblică. Și repede pornim asimptota oblică. Asimptota oblică. Pentru asta, forum exterior dreaptă, care are ecuația y egal cu mx plus n. Y egal cu mx plus n. Unde m egal cu limită pentru x tinde la plus infinit plus minus infinit, dacă e cazul, adică și acolo și acolo, din f de x supra x, iar m egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit, din f de x minus mu over x. Da? F de x minus mu over x. Și pornim. M. Mai întâi la plus infinit. Deci o să zicem m1. M1 facem spre plus infinit. Egal cu limita. Limita pentru x tinde la plus infinit. Din f de x este... f de x pe x. A. Și egal cu? Și egal cu f limită. Da. Pentru x tinde la... Din 4x pătrat. 4x pătrat minus 9. Supra 5x minus 1. Da. Totul supra... Adică x-ul vine de la numitor, x pe lângă. E totul supra x. Deci x pe lângă 5x minus 1. Și egal mai departe, continuăm, limită pentru x tinde la plus infinit din, scoatem x pătrat sus. X pătrat pe lângă 4 minus 9 supra x pătrat. Da. Și jos. Și jos pe x. Mai scoatem încă un x, este deja un x în față. X pătrat. X pătrat va fi. X pătrat, x pătrat pe lângă 5 minus 1 supra x pătrat. Da. 9 pe x pătrat și 1 pe x pătrat se duc spre 0. X pătrat pe x pătrat se... Da, se și egal cu 4 pe 5. Deci limita este M1, da? M1, 4 pe 5. Și M2 facem limită pentru minus. Deci M2 egal cu limită. Limită pentru x tinde la minus infinit. Da. Din f de x
asupra x, rezultă limită pentru x tinde la infinit, din, minus infinit, din 4x pătrat minus 9, supra x pe lângă 5x minus 1, și este egal cu limită pentru x tinde la minus infinit, din, da, tot 4 pe 5, nu? Sigur că da. Da, 4 pe 5. Deci tot 4 pe 5. Și mă bucur că mi-a dat valoare finită. Da. Deci mă 1 egal cu mă 2, putem spune asta, da? 1 egal cu mă 2 și egal cu 4 pe 5. Da? Mă 1 egal cu mă 2 și egal cu 4 pe 5. Și acum să ne ocupăm de n. Să-l găsim pe n. Și zicem, n1 egal cu limită pentru x tinde la infinit, din f de x, adică cine este f de x? 4x pătrat minus 9. 4x pătrat minus 9 supra 5x minus 1, minus? Minus, m l-am aflat, 4 pe 5. 4 pe 5 ori x. Ori x. Și calcul. Limită pentru x tinde la plus infinit, din. Și aducem la aceeași umitor. Aici am plis cu 5, din coace cu 5x minus 1 și vine. 20, punem umitor comun 5 pe lângă 5x minus 1. De acord? Da. Nu mai pun asta. Și vine 20... 20x pătrat. Da, 20x pătrat. Minus 4, 45. Minus 45. Minus 20x. Minus 4x ori 5, minus 20x pătrat. E și x-ul aici. A, e și x-ul, da. Da, minus da. 20x pătrat. Și plus 4x. Plus 4x, da. Da, plus 4x. 20x pătrat cu minus 20x pătrat. Se reduc. Și va face limită. Limită pentru x tinde la plus infinit din minus 45 plus 4x. 4x minus 45. 4x minus 45. Totul supra. Supra 25x. 5x minus 5. Și acum scoatem factor forțat. Și cât va fi limita? 4 pe 25. A, da. Pe celălalt fac 0 și vine 4 pe 25. La, și la plus și la minus infinit. Hai să ne recunoaștem. Același lucru s-a întâmplat. Plus, minus, infinit, da. Infinit. Plus, minus, infinit. Și 4 pe 25. Înseamnă că n1 egal cu n2. N1 egal cu n2. Și egal cu 4 pe 25. Și atunci asimptota oblică, asimptota oblică este y egal cu mx, mâul am găsit 4 pe 5, 4 pe 5 ori x, plus n, 4 pe 25. 4 pe 5 ori x, plus 4 pe 25. Iată... Deci când nu este orizontală, face oblică. Asta e. Când nu este orizontală, face oblică. Dar și mâul și nu trebuie să fie infinite. Dacă una îți dă infinit, nu are asupra nici oblică. Da? Asta trebuie să înțelegi. Așa că, dacă îți faci un plan corect și înțelegi bine, deci verticalele se fac stânga-dreapta, punctul scoase de acolo, da. Orizontalele la plus-minus infinit, dacă ai cazul, ca să vedem acum un caz. Iată, dacă îți dau așa. Să zicem f de x, funcția f de x egal cu 3x plus 1, totul supra
radical din x pătrat minus 5x plus 6. Ce facem aici? Domeniul definiție, urgența, numărul 1. Cum facem? Păi, la miște fracție, trebuie să facem x pătrat minus 5, radical din x pătrat minus 5, x plus 6 diferit de 0. Deci să nu fie 0 la numitor. Da, să nu fie 0 la numitor. Deci, de fapt, să nu fie de sub radical, sub radical 0. A, sub radical. Dar fiind radicalul de ordine 2, ce pretenții mai știi tu? Expresia să fie mai mare sau egal decât 0. Mai mare sau egal. Dar dacă ar fi egal, s-ar supăra fracția. A. Deci, strict mai mare, mai mare ca 0. Deci, condiția care se pune este rapid. X pătrat minus 5x plus 6 strict mai mare ca 0. Aflăm rădăcinile, deci, 2 și 3. Da. Deci egalăm asta. Deci pe x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Rădăcinile sunt x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. Și știind rădăcinile, vrem să vedem unii mai mare, unii cu plus. Care e zona cu plus? Facem semnul. Facem tabelul. Tabelul după care ți-a semnul. Deci, imediat întocmim tabelul. Cui să facem semnul? X pătrat minus 5, X plus 6. Aici e X-ul. 2 și 3 sunt rădăcinile. Dreptul lor 0 și 0. 0, dăm o valoare între ele. Dăm pe 0. 0, dar 0 unde este? Mai rost. Pe aici, până la. Când X-ul e 0, este 6. 6. Și ce este plus? Plus pe aici. Plus, minus 3 rădăcini. Și pe plus. Și unde e mai mare ca 0? Mai mare ca 0 este de la minus infinit la 2. Da, minus infinit la 2. Și de la 3 la plus infinit. Da, de. Alo? Și la 3 la? Plus infinit. Și la 3 la plus infinit. Deci minus infinit 2 reunit cu 3 plus infinit. Așadar, zicem că f-ul e definită pe minus infinit 2. 2 deschis. Da, 2 că nu există. Trebuia să fie strict mai mare, da? Da. Minus infinit 2 reunit cu 3 plus infinit, cu valori, cu miar. Deci ăsta este domeniul de definiție a funcției. Și acum să ne ocupăm. Începem cu o verticală. Da. Ești un pic derutat? Că nu mai spun scos din domeniu. Ba da, 2 este scos. Așa. Interval deschis. Dar aici face numai stânga, nu face și dreapta. Că dincolo de dreapta nu e, e zonă goală. Dincolo de 2 nu există. Da? Deci funcția e definită pe aici, dar pe aici e zonă și nu ai cum să vii cu x și din partea asta, că ar fi radical dintr-un număr negativ și nu poate să existe. De aceea facem la asimptota verticală doar stânga. El ies în 2. Da? Numai stânga. Numai stânga, da? Numai stânga. Ele sunt 2 egal cu limită. Egal cu limită pentru x tind de la 2, x mai mic ca 2 din 3x plus 1 supra radical din x pătrat minus 5x plus 6. X pătrat minus 5x plus 6. Și este egal cu 6 plus 1, 7 supra 4 minus 20. 7 supra radical din 0. Sigur că o faci 0, nu mai perticul. Da. Dar de care e 0? Ești în stânga lui 2. Stânga lui 2 e pozitiv. 0 pozitiv și putea, nu există radical de aia. 0 pozitiv și faci 0. 7 supra... 7 supra... Radical din 0 pozitiv e 0 pozitiv. Și cât faci? 7 supra 0 pozitiv? Plus infinit. Face plus infinit, sigur. Plus infinit. Și facem limita la dreapta lui 2, mai facem? Nu. Deci nu există. El de în 2. Nu există. Nu avem ce căuta. Hai să ducem la 3. La 3 în ce parte facem? Spre pozitiv. Adică dreapta. La dreapta. Dreapta, da?
Deci asimptotă. Dar aici spun că x egal cu 2, asimptotă verticală, stânga. Da? Este asimptotă verticală, stânga, partea stângă. Se comportă cu asimptotă. Acum pentru x egal cu cât? Cu x egal cu 3, să studiem. X egal cu 3, rezultă limita L de în 3. L de în 3. Egal cu limita pentru x tinde la 3, din x mai mic, mai mare ca 3. Dar pentru x mai mare ca 3, din? Din 3x plus 1, supra radical din x pătrat minus 5x plus 6. Și este egal cu 7 supra 0. 7 supra 0 de care? Pozitiv. 7 supra 0 pozitiv, da? Plus infinit. Da? Plus infinit. Și atunci și asta e bună. Și x egal cu 3 este asimptotă verticală dreapta. Da, este asimptotă verticală dreapta. Bun. Și acum să ne ocupăm de asimptota care era, am uitat aici, 3x plus 1 supra radical din cât? Din x pătrat. Din x, radical din x pătrat minus 5x plus 6. Da. Și pornim. Asimptota orizontală. Da, asimptotă orizontală. Adică, dacă e cazul. Și este, parcă era f definită de la, f definită de la minus infinit până la 2. Reunit cu 3 plus infinit. Deci are rost. Da? Are rost cu valoare infinită. Da? Are rost să vorbesc de limita la minus infinit. Deci ne începem. Limită pentru x tinde la minus infinit. Din 3x plus 1 supra radical din x pătrat minus 5x plus 6 și este egal cu infinit pe infinit. Da, că vine 3 ori infinit infinit, da, jos radical infinit la pătrat, nu știu ce, face infinit. Și face infinit pe infinit. Ce facem la asta? Factor forțat. Păi vedem ce facem, dar asta e ideea. Da. Și sus vine x pe lângă... Egal cu limită. Da. Păi nu pui... Limită, că noi calculăm limită. Da. Limită pentru... X tinde la plus infinit. Din. La minus, parcă. La minus infinit, da. La minus infinit. Păi spune exact că... X pe lângă 3... X pe lângă... 3 plus 1 pe x. 1 pe x, da. Radical x pătrat minus 5x plus 6. Radical din x pătrat, x pătrat pe lângă x pătrat pe lângă 1, da, 1, da. Minus 5 pe, minus 5 supra x. Păi am scos pe x pătrat. În loc de x pătrat a rămas 1. Da. Și e 5 pe x, că aici nu e mai este x pătrat. Da. Deci... Minus... 1 minus 5 pe x... Plus 6, plus 6 pe, pe x. 6 pe x pătrat, mă, deci ești atent. Păi dacă noi am scos x la a doua, ăsta nu are nimic, niciun x. Deci am pus la numitor. Da. Și Nicoace e 5 pe x, că are deja un x. Da? Totul supra x. Și egal mai departe cu... Nu înlocuim, ci, ci. Scoatem pe x în față. E la pătrat. De aceea am spus la zi radicale ce să fie atent, că se șmecherie de asta. Iese x, radicalul din fiecare. Deci pot să spun că este egal cu limită. Pentru x tinde la minus infinit din x pe lângă 3 plus 1 pe x, totul supra. Radical din x pătrat. Deci radical din x pătrat
ori radical din partea a doua. Din 1 minus 5 pe x plus 6 pe x pătrat. Da? Și cât faci acolo? Păi 1 pe x tinde spre 0. Cât 1 pe x tinde spre 0.